Pentru voi nativ pești sau cu ascendentul în pești, săptămâna cu numărul 26 vine cu o schimbare de vibrație prin simplu fapt că Lilith vă lasă în pace. Lilith a fost până acum în punctul diametral opus și și-a lăsat amprenta în ultimele 9 luni în relația voastră cu oamenii, cu cei cu care ați interacționat, încât s-ar putea să vă fi înstrăinat un pic această Lilith. V-ați simțit inoportun în niște medii, în niște locuri, nu v-ați găsit locul, nu v-ați integrat în niște medii, la serviciu, în cuplu, parcă vorbeați limbi străine, parcă erați din lumi diferite, nu erați pe aceeași lungime de undă. Dar s-ar putea să vină un astfel de declic, o situație de deschidere a ochilor, în care să vă dați seama unde ați greșit în integrarea voastră în acest mediu. Că pe undeva n-ați făcut chiar ceea ce trebuie. Clar că atunci când intri într-un mediu, de la două persoane, un grup, până la dita mai instituția, cel care vine trebuie să se adapteze. E pe semne că voi nu ați făcut toate eforturile să vă găsiți locul realmente. Ați rămas cu niște preconcepții, cu niște idei limitative, de unde veneați. Eu, la mine acasă, sau tradițional, sau așa m-am obișnuit, eu așa fac. Așa făceam înainte, așa făceam în fostul job, în fostul loc, în fosta țară. Și voi ați venit cu trecutul ăsta după voi, cu tradiția după voi, cu obiceiurile, cu tabieturile după voi, care nu se pupă cu noua locație, cu nou grup în care ar fi trebuit să vă integrați. E, ăsta e momentul de... Opa, stai chiar mai. De aia nu m-am integrat. Pentru că eu eram încă ancorat la România, deși am ajuns în Canada, eram ancorat la fosta nevastă, când eu de fapt sunt căsătorit cu a doua nevastă. Vă raportați foarte mult la cel de odinioară. Și cel de odinioară nu mai e pe calapodul actualei situații din viața voastră. S-au schimbat datele problemei. E și de aia vă uitați un pic înapoi. Vă amintiți? Faceți un moment de bilanț, aveți momentul ăsta de revelație, wow! Cum să mă adaptez eu într-un loc nou când eu am venit cu tot bagajul trecutului după mine? Când eu vin cu aceeași repetabilitate, cu aceleași greșeli, de ce nu? M-am dus într-o relație nouă, dar fac aceleași greșeli ca în fostele relații. Pe undeva e timpul să ieșiți din repetabilitate, din ciclicitate, din rutină, din rotița aia pe care ați repetat-o. Și de aia greșeați în același loc, pentru că nu ați schimbat softul. O să schimbați softul și vă ajută în sfârșit faptul că iese Lilith de acolo, din fecioară, care v-a făcut să vorbiți aceeași limbă ca data trecută, ce-o fi însemnând, ca în fosta relație, ca în fosta etapă de viață, dar ați învățat ceva sau urmează să învățați ceva. Să învățați o partitură nouă, să învățați niște reguli noi ale unui mediu nou, să învățați obiceiurile din noua locație în care încercați să vă integrați, și o să vă integrați, clar. Dar uitând ceva din cel care ați fost cândva, uitând ceva din ceea ce ați făcut pe principiul ăla, eu așa am făcut întotdeauna. E, uneori dacă vrei o schimbare, nu trebuie să mai faci ce ai făcut întotdeauna. Nu trebuie să mergi pe același traseu ca întotdeauna. Unii sigur că nu o să o schimbați. Ziceți, da, eu așa m-am obișnuit, da, asta e convingerea mea, da, asta e credința mea, eu n-am făcut niciodată altfel. Atunci, clar că nu o să vă găsiți loc într-un anumit mediu. De aia, Lilith în Fecioară ne-a învățat în ultimele 9 luni să ieșim din niște tipare, din niște banalități ale vieții noastre, din cotidianul ăla repetabil, să ieșim din rutină, să ieșim din buclă, din roată. Unii n-au făcut-o, clar. Eu nu schimb. Eu rămân pe ciclicitatea mea că îmi place așa. Dar cine vrea mai mult, cine caută validare, integrare, adaptare, schimbare, noutate, clar că trebuie să-și pună alt soft în mecanism. Mecanismul vostru pe fostul soft la fel va funcționa. Normal. Cum să dea alte rezultate dacă softul e același? E, schimba softul. Mentalitatea, gândirea, concepțiile, conform noului mediu în care vreți să fiți parte integrantă.